Am găsit, Minerva. Bine te-am găsit. Sper că ești bine. Mulțumesc, acum sunt bine. I-am trecut de două ori prin ce ai trecut tu. Doamne ajută, deci... uite, este o săptămână de când am revenit. Suntem bine, am rămas așa cu o tuse, moștenire. Da, o să mai persiste încă. Așa că n-am... Dar hai să fim puțin optimiști, pentru că... Oamenii să zic să aduc vești bune, într-un Opa, fel. În sfârșit cineva cu vești bune, bravo. O să te rog să nu mă întreb nimic despre ce este în Ucraina și despre Putin sau nu. Biden. Nu mă interesează, nu am intrat. Eu am spus și am avut de spus la sfârșitul anului trecut, când am spus că va izbucni acest conflict și că mi-e tare frică de luna martie. Și așa a fost. Și așa a fost. Acum mai am niște emoții pentru săptămâna asta, pentru că mâine are loc conjuncția perfectă Marte-Saturn. Este o conjuncție care are loc odată la 2 ani, dar care implică doi actori foarte importanți în astrologie. Marte, care reprezintă impulsivitatea, energia, forța, Saturn, care reprezintă limitarea, stoparea, exercițiu, învățarea și trecut mai departe. Eu mi-am notat aici câteva lucruri. Și am zis că vreau să spun că în tema natală a României, această conjuncție are loc în casa întâi, da, care este casa identității naționale. Și ați văzut cum suntem descindați și de împărțiți, da, pe toate canalele, în toate mediile, nu se poate vorbi. Casa identității naționale și trece peste Uranusul natal, ceva neașteptat, asemenea unei promisiuni ce se zărește la orizont. Face trigon cu Lilith din casa 8, semn că mulți dintre guvernanți ar trebui să-și asculte intuiția cu privire la evenimentele care au loc în Ucraina. Asta l-am dat că este cel mai fierbinte subiect acum. Să fii atenți la ce spun, deoarece Saturn în tranzit a intrat în opoziție cu Saturn natal din tema natală a României. Ce înseamnă asta? Saturn este în tema natală, este în casa a 7-a, care este o casă a relațiilor externe și a diplomației. Urmează o vară grea. Nu spun că o să fie foarte ușoară, pentru că opoziția niciodată n-aduce ușurință, ci aduce eforturi, aduce stagnare, aduce trenare, lucruri care se împing către, până în momentul în care se vor rezolva, avea momentul în care Saturn va ieși din acest aspect și cu repercusiuni asupra deciziilor care au fost luate până acum. Aici este foarte case lunile august-septembrie, cum se vor... așeza aceste lucruri. Revenind însă la nivel personal, pentru că pe oamenii interesează și acest lucru, aș spune că... Mai stăm un minut, după care zodiile le vom face după da, scurtă pauză. Da, nu, că mai vreau să vorbim de eclipsă. Atenție, că avem prima eclipsă din an. Dar vreau să spun că la nivel personal este o combinație de cald-rece, această conjuncție. Am înțeles. Ea, repet, are loc la 2 ani. Dacă stăm să ne gândim la tranzitul pe care îl face Saturn în jurul zodiacului 28 de ani și 7 luni, deci abia peste 28 de ani o să ne mai întâlnim cu această conjuncție, probabil de această manieră. Mamă! Trebuie să știți, este o luptă, dacă vreți, care se dă între a ne controla impulsurile și impulsivitatea atâta timp cât vrem să facem un lucru constructiv, iar Saturn este cel care ne obligă să învățăm din experiențele de viață. Da. Este un lucru foarte important și la ordinea zilei. Al doilea aspect important al lunii, mai sunt o serie de conjuncții care însă vin în aspecte destul de calme, de-aia am zis liniștit. Vorbesc despre prima eclipsă din an, o eclipsă parțială de soare care va avea loc în Taur, semn că accentul se va pune pe planul material. Material. Da. Pentru România, chiar asta am vrut să spun, accentul se pune pe axa financiară în mod special. Ceva neașteptat se petrece, conjuncția Soare-Lună se alătură lui Uranus în tranzit, sunt puse sub lupă veniturile din muncă proprie, banii și câștigurile personale. Mă gândesc la avântul pe care l-a luat, avânt în ghilimele ANAF-ul acum, că începe să ia la puricat și persoanele fizice. Da. Interacțiunea cu lumea este dată de atitudinea pe care o avem față de ceea ce deținem,
cum experimentăm vis-a-vis de bunurile pe care le avem și cum ne exprimăm în funcție de ele, conștientizarea și experimentarea a ceea ce are loc în opoziție cu energia care rezultă din aspectul pe care devine, se risipește către final, pe 30 aprilie, când are loc această... Mergem către o scurtă pauză de publicitate, împreună cu Minerva ne întoarcem. Acum însă, doamnelor și domnilor, VIP Dar Cine, concursul nostru are o altă etapă astăzi. Ghicește vedeta, nu uitați, trebuie să trimiteți un răspuns pe pagina de Facebook. Există o postare specială pe pagina de Facebook, exclusiv VIP cu Cristi Brancu, numai acolo. Avem de a face cu un artist în imagine, de asemenea o fotografie din arhiva personală a acesta. Este un cântăreț din Maramureș, susținut de Adrian Păunescu, are 2 copii. Nu vă spunem mai mult, puteți să câștigați un obiect foarte, foarte valoros. O să vă spunem după pauză exact ce aveți de câștigat. De obicei avem tablete, telefoane, fierbătoare. Dar important este să ne spuneți despre cine este vorba și veți câștiga. Deja avem 3 câștigători de săptămâna trecută. Continuăm demersul nostru. Acestea sunt indiciile. Așadar, VIP, dar cine? După pauză ne întoarcem, anunțăm cine ce câștigă și vedem și ce se întâmplă cu fiecare zodie. Stați cu noi. Acum e momentul, doamnelor și domnilor, să aflați tot ceea ce e important despre ziua de mâine. Minerva este alături de noi. Mai erau câteva lucruri, dar de subliniat că din punct de vedere lumesc sau mundan este vizată producția industrială a țării, bogăția națională, băncile și instituțiile financiare, iar cei care au afaceri... Vizată înseamnă că o să fie de rău sau de bine. Și, poate fi. Atenție, atenție, da. Săptămâna asta este o săptămână foarte ciudată. De-aia sfătuiesc pe toată lumea. Atenție la volan, atenție pe unde, vedeți unde puneți piciorul când coborâți o scară, cum trece strada, să aveți mare grijă. Iar pentru cei cu afaceri, sunt probleme care vizează starea economică a firmei, balanță, tot ce implică să aibă grijă un pic din acest punct de vedere. Acum trecem mai departe să vorbim despre zodii. Berbecul construiește relații. Este un moment ideal pentru a fermeca oamenii în toate situațiile, de la obținerea unui contract important la locul de muncă până la solicitarea cuiva de a prelua frâiele unei afaceri. Va găsi sprijin în orice acțiune în domeniu, în ceea ce, mai ales în cel în care este pregătit. Să fie sincer dacă se confruntă cu blocaje. Financiar există o mulțime de schimbări pozitive în sectorul imobiliar, mutare, vânzare sau extinderea locuinței cu un birou ca să lucreze de acasă. Ați văzut că deja prima mutație socială foarte puternică este cea cu a muncii de acasă și foarte mulți refuză să se mai întoarcă la birouri. Pierzi timp pe drum. Da. Eu ca să ajung la serviciu fac 3 ore. Ai dreptate. Deci, ce face Taurul acum? Și ca sănătate trebuie să fii atent să conserve tot ceea ce are la ora actuală. Taurul, statut social, este interesat de statutul social. Ar putea întâlni pe cineva care să aibă un impact major asupra felului în care simte dragostea și nevoia de dragoste. Profesional abordează conservator. Abordarea conservatoare îl ajută să construiască o bază mai bună pentru viitor. Financiar, posibil să întâmpine unele schimbări din acest punct de vedere la locul de muncă. Fie taie ciuntit salariu, fie nu primește o serie de alte bonusuri ca sănătate, cred că i-ar prinde bine un abonament la sală. Mai departe. Gemeni, da, pentru că Taurul e un pic mai... Aha. Învață din greșeli. Păi învață din greșeli pentru că s-ar putea să se realizeze că persoana de care era foarte apropiat l-a înșelat. Este vorbim o experiență... de gemeni acum? Da. Gemeni am zis. Da, da. Experiență umilitoare, așa că să folosească această experiență, să învețe ceva din ea. Are idei îndrăznețe, iar pentru el viața sentimentală este vie și incitantă. El n-are treabă. Profesional, oportunități astrale în
în același timp lucrurile nu vor ieși încă în evidență, de să nu se aștepte că dacă reușește într-un domeniu, mama imediat va... Nu! Treptat se va întâmpla acest lucru. Financiar este o perioadă dificilă ca să echilibreze viața profesională cu cea de familie, iar ca sănătate are la dispoziție toată lunea să-și construiască o strategie în ceea ce privește conservarea energiei, unui fizic bun, dar și mental. Rac, ceva nou la locul sau un nou loc de muncă. Are capacitatea de a lua decizii rațional mai degrabă decât cu inima, ceea ce este foarte bine. Profesional are mai multe motive să fie optimist cu privire la perspectivele de viitor, iar financiar are șansa de a forma parteneriate profitabile din acest punct de vedere pe baza cunoștințelor profesionale, dar atenție și a cunoștințelor personale. Ca sănătate, să-și analizeze stilul de viață și să se concentreze pe acel domeniu în care simte că nu este în formă. Leu rezolvă dileme financiare, legătura cu o s-ar putea să se îndrăgostească. Opa. Da, o priveliște nouă, un om nou, învățarea unei limbi străine, probabil mergând, participând la curs, să cunoască pe cineva. Profesional, este încet și constant, știe că așa câștigă cursa în ceea ce privește interesele legate de carieră. Trebuie să continue tot ceea ce face cu resurse limitate însă. Financiar, de regulă, este capabil să rezolve orice dilemă financiară prin inteligență și tenacitate, iar luna aceasta nu este diferită. Sănătate, eu zic că nu este momentul pentru gândirea neclară, altfel munca și sănătatea vor fi afectate. Deci atenție, orice stres la locul de muncă le poate crea dizarmonii, da, și dificultăți interioare. Fecioara, renaștere. Este o perioadă de renaștere în care poți folosi cuvântul pentru a construi legături importante. Acest lucru poate să schimbe relațiile în sensul bun al cuvântului. Moris, atenție! Era și timpul. Profesional, energia acestei luni este bună pentru a căuta un loc de muncă, cel care nu are un loc de muncă, sau pentru a realiza o serie de contracte și să-și înceapă chiar propria afacere, dacă se gândește la asta. Financiar, dacă are pe cineva în spate care să-l coordoneze, când vine vorba despre viața financiară, ar fi excelent că ia decizii bune. Oho. Din punct de vedere a sănătății, să se antreneze și să consume alimente care sunt compatibile cu organismul său și sunt adevărat combustibil. Balanța. Așa. Pentru balanță, schimbări. Ar putea să lupte să se conecteze cu oameni la un alt nivel emoțional în perioada acestei conjuncții Marte-Saturn. Are loc mâine, grad pe grad, dar influxurile, și dacă vreți, ale acestei conjuncții se vor resimți încă 2-3 săptămâni de acum înainte. De-aia mă raportez la ea. Profesional, simte că este în pragul unor schimbări care nu pot fi oprite, orice ar face. Financiar, vrea să lasă totul să treacă, dar cariera și salariul, atenție, pot avea de suferit dacă nu ești atent la ceea ce îți dorești și la ceea ce îți propui. Iar ca sănătate, să încerce să nu consume prea multe alimente grase, condimentate, pentru că pot afecta ficatul. Merg, da, la prietenul meu, Scorpion. Jocuri de putere. Hopa! Conjuncția între puternicul tău lider Marte și Saturn din Vărsător îți deschide mintea și te încurajează să te aventurezi în necunoscut. Iată un lucru bun pentru acești nativi. Iar profesional, atenție la jocurile de putere și la partipriurile care se fac la locul de muncă. Nu cumva să pici în altă... să rămâi pe din afară sau să pici într-o ipostază proastă vis-a-vis de o serie de discuții care de tip conclav. Financiar, fii atent la bani, mai ales la cheltuieli. Peste câteva luni abia se vor rezolva aceste lucruri. Aha. Deci nu este acum imediat. Iar ca sănătate este esențială să-și păstreze integritatea emoțională, care trebuie să aibă prioritate pentru ei. Mai departe. Săgetător și voi, atenție la sănătate. Fii spontan, aventuros, chiar puțin rebel, mai rebel decât de obicei. Încalcă regulile și să te îngrijorezi pentru consecințe mai târziu. Profesional, colegii sau șefii sunt mai nesiguri,
sunt mai nervoși, dar vor aprecia maniera ta de lucru calmă și ordonată. Financiar, cineva sapă să scoată la lumină niște lucruri urâte și nu cred că îți va fi bine. Capricorn. Sănătate, fii atent la reacțiile corpului tău. Capricorn, lecții de viață. Așa. Prietenia și banii nu se amestecă. Este o lecție pe care o vei învăța foarte curând, când Marte se întâlnește cu Saturn învărsător în sectorul valorilor. Stabilește limite ferme în ceea ce privește finanțele proprii, astfel încât să nu distrugi relații serioase. Profesional, dacă ești într-o poziție de conducere, este moment excelent să încurajezi munca de echipă. Financiar, ai tot soiul de impulsuri ciudate legate de bani, de carieră și de autoritate. Atenție că ceea ce a fost ieri poate să nu mai fie mâine. Sănătate, ai ocazia să modifici niște lucruri, începe cu câteva exerciții. Bun. Vărsător, deșteptarea. Luna începe cu un serios semnal de alarmă. Relațiile îți oferă o nouă perspectivă asupra modului în care să te comporți. Relaționare, uneori, cu cât muncești mai mult la ceva, cu atât îți dorești mai puțin. Profesional, este momentul în care tu și restul lumii mergeți în direcții diferite. Deci, vedeți ce faceți. Financiar, descoperi că este mai bine să ai răbdare decât să cheltui. Iar ca sănătate, încearcă să consumi alimente proaspete în fiecare zi. Bun, pești. Bravo. Contacte benefice. Doamne, reflectezi asupra relațiilor tale importante. Pregătește-te să-ți asumi niște riscuri și să accepți câteva lucruri în această săptămână. Profesional, este o lună plină de energie care poate aduce foarte multe contacte benefice. Financiar, universul schimbă lucrurile în feluri pe care poate tu nu le-ai anticipat, dar nu-ți va fi rău. Amână însă orice cheltuială. Ca sănătate, abține-te de la tot ceea ce înseamnă excitant pentru sistemul tău nervos. Am înțeles. Alcool, mâncăruri grase, deci ai mare grijă. Da. Mulțumim adică foarte mult, doamnelor și domnilor. Maratonul horoscopului se încheie aici. Mulțumim foarte mult, Minerve, pentru aceste sfaturi.